După o pauză de 28 de ani, Baia Mare va avea o echipă în primul eșalon basketbalistic din România, unde va fi reprezentată de BC Municipal Olimpic. Formația băimăreană a reușit promovarea în Liga Națională după turneul care a avut loc zilele trecute la Ploiești. Anunțăm comunității băimărene performanța care am reușit să o realizăm cu echipa de basket, Basket Club Municipal Olimpic Baia Mare, și anume promovarea în Liga Națională de Basket. După o pauză de 28 de ani, în municipiul Baia Mare nu s-a mai regăsit o echipă de basket care să evolueze în primul eșalon basketbalistic. Munca în decursul anului competițional a fost o muncă grea, dar nu în ultimul rând frumoasă. Echipa băimăreană s-a înființat în urmă cu un an de zile și și-a depășit obiectivul propus în acest sezon, în care a reușit rezultate de excepție. BCM Olimpic Baia Mare se pregătește acum pentru debutul din prima ligă, unde va înfrunta cele mai bune echipe din România. Ne-am depășit obiectivele, ne-am depășit jocul de la meci la meci, reușind o performanță notabilă în sportul maramureșan și în sportul național. Noi ca și club nu avem emoții că anul viitor, în sezonul viitor 2016-2017, în sala La Scărpană se va vedea meciuri de Liga Națională de Basket. Comunitatea băimăreană merită să vadă în sala La Scărpană meciurile de basket a Ligii Naționale de Basket. După un sezon foarte bun, clubul băimărean s-a calificat la turneul de promovare care a avut loc la sfârșitul trecut de săptămână în Ploiești. Echipa antrenată de Sebastian Man a înregistrat 2 victorii și o înfrângere, rezultate prin care au terminat pe poziția a doua a clasamentului și s-a calificat în Liga Națională. Obiectivul nostru principal a fost accederea la turneul semifinal. În februarie ne-am dat seama că putem face mai mult, am luat pas cu pas, am ajuns la turneul final, unde am disputat 3 finale, în care cred că am atins punctul maxim, formă maximă. Dacă din sezonul viitor situația echipelor de handbal și a celei de fotbal este una incertă, băimărenii vor avea cu siguranță basket de cel mai înalt nivel în oraș. Conducerea clubului speră la un sezon cât mai bun, la capătul căruia să se mențină în Liga Națională. Avem deja o mare parte din buget asigurat din mediul privat. Fără doar și poate fără ajutorul comunității locale, nu avem nicio șansă să ne îndeplinim obiectivele sezonul viitor, și anume salvarea de la retrogradare.